Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Fecioară, 23 noiembrie. Oamenii mei dragi, în această zi văd că veți primi vești în ce privește un nou loc de muncă, oportunități, comunicare, în ce privește relațiile de cuplu. Dacă a fost un blocaj, văd că astăzi veți comunica mai mult. Vă veți prepara mai mult în ce privește munca dumneavoastră, oportunitățile, chestiunile dumneavoastră. Dar vreau să vă zic că veți avea și anumite dificultăți, vor veni spre dumneavoastră și va trebui să fiți determinați, să fiți rezistenți, să puneți în valoare mai mult tradițiile, sensul de apartenență, familia. Cred că vor veni aceste sfide din partea anumitor instituții, vor veni spre dumneavoastră, veți primi o veste că ceva din partea unei instituții, anumite dificultăți vor veni din păcate astăzi. Dacă e vorba de uniune, veți începe din nou comunicarea cu acea persoană în ce privește uniunea dumneavoastră, căsătoria. Și văd că aveți tot ce vă trebuie. Veți ști cum să faceți față acestor dificultăți. Și văd că aveți protecție și văd că valorile vor avea un rol important. Adevărul va ieși la iveală. Dacă aveți nevoie de un sfat unui profesionist, unui om înțelept, cereți sfatul acelei persoane. Da? Văd că trebuie să aveți încredere în dumneavoastră, să aveți încredere în proiectele dumneavoastră care le doriți să le puneți, să le afirmați. E nevoie să aveți încredere aici și de un sfat unui înțelept. Tradițiile, valorile vor avea un rol important, să știți. Haideți să vedem și ce vor să vă transmită îngerii. Să vorbiți de sentimentele voastre, să povestești unui prieten ceea ce simți. Da, e posibil să aveți și conflicte interioare în ce privește proiectele dumneavoastră sau căsătoria dumneavoastră sau munca dumneavoastră la locul de muncă, să aveți de anumite conflicte interioare și pentru asta e nevoie să comunicați mai mult, să vorbiți de sentimentele dumneavoastră, de simțurile, de ceea ce gândiți, ceea ce simțiți. Da? E nevoie să le scoateți la suprafață unui prieten mai în vârstă și acel personaj vă poate sfătui, vă poate da sfatul necesar de care aveți nevoie. E posibil și unui preot să cere sfatul. Să vorbiți unui prieten ceea ce simțiți și de sentimentele dumneavoastră, pentru că veți primi ajutor, să știți. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag, eu vă urez o zi cât mai plăcută și ne vedem data viitoare. La revedere!